La prima ședință CLM din acest an, pe ordinea de zi, a fost propus pentru aprobare un proiect de hotărâre referitor la indicatorii tehnico-economici pentru investiții la fostul sediu al companiei de apă de pe Bulevardul Unirii. Este vorba despre amenajarea mezaninului, achiziționat de primărie în decembrie 2019 și transformarea birourilor în apartamente, 10 de 2 camere și 2 cu 4 camere. Domnule primar, stimați consilieri, acest proiect de hotărâre este un exemplu foarte clar de risipa banilor public și, sincer să vă spun, este o proastă investiție. De ce? Ați achiziționat acele spații cu aproximativ 600.000 de euro. Acum vreți să renovați acele spații și să le transformați în apartamente cu aproximativ 800.000 de euro. Asta înseamnă, domnule primar, că doriți să renovați acele spații cu 66.000 de euro per apartament. Apartamente cu două camere, cu suprafață de 50 de metri pătrați. Cu achiziția plus investiția depășește 100.000 de euro pe apartament cu două camere. Dublu față de piața din Buzău, domnule primar. Consilierul USR Plus i-a propus primarului Toma să anuleze proiectul de hotărâre și să folosească banii de investiție în achiziționarea sau construirea de locuințe sociale. Iar acolo, domnule primar, să păstrăm birouri cu o investiție minimă pe care le putem oferi atât persoanelor juridice, sau acolo putem crea un hub pentru tineri antreprenori unde se pot întâlni și să-și dezvolte propriile afaceri cu o sumă modică pe care primăria o primește. Astfel, cu acești bani putem avea și apartamente pe care le putem folosi în cazuri sociale și în același timp avem și componenta socială de dezvoltare a tinerilor antreprenori și bani la bugetul local. Primarul a recunoscut că a inițiat proiectul ca urmare a lipsei de locuințe de intervenție pentru situațiile speciale de urgență. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ia ceva foc, acolo sunt o mulțime de spații nefolosite. Într-adevăr, suma este un pic mai mare. Propun să o scoatem de pe ordinea de zi și reanalizăm această situație, pentru că observația este corectă. Deci nu am niciun fel de problemă. Și propun respingerea proiectului, se reanalizează, pentru că vă dați seama din povestea asta, nu ne-am dat seama că poate costa atât. Deci oricum ar fi fost o licitație, mai este și această variantă, domnule consilier, prin care prin licitație publică s-ar fi, cu siguranță, prețurile ar fi fost mai mici. Soluția cea mai simplă pentru rezolvarea problemei a fost retragerea proiectului de către inițiator, variantă cu care primarul a fost de acord. Inițiatorul poate să-și retragă proiectul. Deci o retrag. Deci domnul primar este inițiatorul, dacă dorește să-l retragă, să retrage. Deci, mulțumesc mult, domnule primar. Punctul 11, să retrage proiectul, da? Valoarea totală a investiției de la fostul sediu al companiei de apă era de aproape 4 milioane de lei, inclusiv TVA, pentru amenajarea mezaninului, a celor 12 apartamente și a 3 spații aflate la parter.